Bună! Astăzi pentru mine e o zi minunată, e o zi specială pentru că astăzi am atins 10.000 de abonați, numărul de 10.000 de abonați și mă gândeam, am urcat în mașină și mă gândeam să filmez ceva la studio, să filmez ceva frumos și după aia am zis că băi, cred că mai frumos ar fi să fac un clip natural cu mine, așa, nemachiată, asta sunt eu, nemachiată, iarna. Sunt foarte fericită, nici nu știu cu ce să încep. Nu vreau să fie un video din ăsta super siropos în care vă mulțumesc și încep să plâng și alte lucruri. Chiar dacă mă emoționează faptul că am atât de mulți oameni care mă urmăresc și pentru mine chestia asta este... Nici nu credeam când m-am apucat că o să ajung la cifra asta. De fapt, nici nu am gândit-o atât de departe. Lucrurile au venit așa natural. Și da, vreau să vă mulțumesc. Și vreau să vă zic că o să postez în continuare. Sper să pot să postez la fel de des ca până acum. În perioada asta am avut mai mult timp de editat și de filmat, pentru că a fost o perioadă un pic mai liberă. Îmi doresc ca și spre vară să se întâmple același lucru, dar aș vrea să mă păstrez cam la 2 videouri pe săptămână, pentru că am observat că lucrurile merg bine așa. Și... da, nu știu, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să se întâmple chestia asta atât de repede. Inițial mă gândisem să fac un giveaway, dar cam toată lumea deja se așteaptă la un giveaway când vine vorba de momente de genul ăsta. Și mie nu prea-mi place să fiu ca toată lumea. Și am zis că o idee mai bună ar fi ca acum să fac un clip cu ceea ce nu vedeți voi de obicei în clipurile mele, și anume bloopers. Pentru că, ce credeți, sunt. Există. Vreau să fac clipul ăsta, m-am gândit că ar fi o idee bună să-l fac, pentru că multe persoane care nu fac vloguri, nu fac clipuri pentru YouTube și așa mai departe, când văd astfel de clipuri, nu prea-și dau seama cam câte multă muncă e în spate până îți faci mâna, să zic, până te obișnuiești cu mersul lucrurilor. Și căutând clipuri de genul ăsta în arhiva mea, mi-am dat seama cum am început și cât de mult am evoluat. Pentru că asta, de fapt, s-a întâmplat în aranjarea acestor clipuri cu bloopers. Mi-am dat seama cât de mult am evoluat și din punctul de vedere al sunetului și al imaginii și al luminii și cum vorbesc și faptul că sunt atentă la detalii, la legături între cuvinte și așa mai departe. Și o să vedeți și voi lucrul ăsta, cele care v-ați abonat de curând la canalul meu, o să vedeți anumite lucruri pe care nu le-ați văzut, porțiuni din clipuri pe care nu le-ați văzut. Și sunt foarte mândră, eu personal, sunt foarte mândră de evoluția mea și îmi dau seama că poate că de asta vă și place mai mult să vă uitați la clipurile mele, pentru că ele sunt acum de o calitate mai bună decât erau înainte. Și îmi doresc ca pe parcursul timpului să fie evoluția asta vizibilă și constantă. Și ca să nu vă mai țin foarte mult aici, eu vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați abonat la canalul meu, că de multe ori comentați și că avem o comunicare constantă. Îmi place foarte mult lucrul ăsta. Chiar dacă nu apuc să răspund tuturor mesajelor pe care le primesc, să știți că le citesc pe toate. Și mă bucur încă o dată că sunteți alături de mine. Fiți pe fază, pentru că urmează clipuri foarte mișto. O să urmeze giveaway-uri, nu acum, pentru că v-am zis, nu vreau să fiu să fac asta acum, dar o să urmeze cu alte ocazii. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și vă las cu clipuri cu bloopers. Vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă v-a plăcut clipul ăsta, iar cele care sunteți noi pe canalul meu, vă rog să-mi dați un like și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja, pentru că urmează chestii foarte, foarte, foarte mișto. Vă pup! Bye! Pa! Băi, te auzi. Atunci când încerc să aplic, de exemplu, conturul crep. Nu, hai să luăm de la capăt, că nu. Imediat după prima aplicare simți acea senzație de catifelare și... Mamă, ce mă enervează ăștia de pe hol. Da, ok, bine. Record. E perfect. Bun. Suntem bine?
Suntem bine. Și invers, să văd și eu cum se vede. Dar ce chestie aia, să văd și eu. Ia să ne vedem și noi. Ia, zici că suntem la școală. Uite, stăm. Și... ok. Bună! Astăzi vreau să vă fac un nou... Gman! Auzi cine ne vede să zic eu, uite și... Narcisiste! Da! Ce le mai place de ele? Le place că e multe și e frumoase fetele? Și fetele filmează bune pentru YouTube! Mai scad un pic din asta, din intensitate, mai închide un bec. Ăla din mijloc închide. Perfect! Bună! A venit primăvara! Ok, bun, bine. Record. Deci, mai dacă. Hei, bună fetelor! Nu mi-ai zis ce vrei să vorbim. Deci o să zic așa, bună, astăzi, clipul de astăzi este unul ciudățel, pentru că vă fac cunoștință, este un clip pe care vă fac cunoștință cu prietenul meu, Radu. Ce, e un ciudățel? Nu, este un pic... Nu spune ciudățel. Și din comun. Ciudățel în niciun caz. Ok, este un clip... Bună! Astăzi v-am pregătit un clip nou, vă arăt... Nu. Pentru că am tot vorbit despre produse de machiaj, evident trebuie să vorbim și un pic despre demachiere, pentru că este necesar să vă demachiați zilnic. Și ca să-l vedeți... Și ca să-l vedeți în... Și eu filmez acum ceva, dar o să ies în 5 minute, da? Ai făcut pe față, așa? Te văd eu. Mă. A, mă, și dacă sunt un pic grașie, ăsta sunt. Așa, cum te simți natural? Așa stau eu bine, dar nu cred că stau bine. Stai foarte bine, ești foarte ok. Ia uite la cameră. Deci ești foarte, foarte ok, ești foarte natural. Ok, așa vreau să fiu, da? Natural. Bine. Gras și natural. Ok, ok. Așa, să zicem. Cred că dacă îi fac acum o sperie, s-a dus rujul. S-a dus dracu, după că deja e strâmb. Dacă v-a plăcut clip, da? Dacă v-a plăcut... Până data viitoare, vă pup! Pa, pa!